Această seară vreau să fac o recapitulare foarte rapidă a ceea ce am învățat împreună, începând cu prima lecție, și să finalizăm prima lecție în așa fel încât să fim pregătiți ca în următoarele săptămâni să continuăm studiul nostru. Țineți bine minte că am început lecția de data trecută cu un avertisment care am să-l repet, și anume că Biserica lui Hristos și mai ales când vine vorba de evangelizare, nu este pentru observatori. Biserica lui Hristos este loc pentru ucenici, pentru cei care învață cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și pentru cei care pun în practică cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește ca noi care suntem ucenicii lui să mergem în toată lumea și să facem ucenici. Nu este opțional. Este porunca lui Dumnezeu față de fiecare credincios și suntem responsabili dacă Dumnezeu ne-a învățat aceasta prin cuvântul lui Dumnezeu și vom da judecată pentru indiferența noastră dacă nu am pus în practică ceea ce Scriptura ne-a învățat. V-am enumerat în prima lecție câteva din subiectele care vrem ca să le acoperim. N-am să le enumăr pe toate, dar rețineți că următoarea lecție care vrem să avem împreună, după aceasta, după ce o finalizăm, care o să o amintesc pentru că cred că este deosebit de importantă pentru noi să înțelegem, și anume care este rolul nostru în evangelizare. Vom trata împreună problema suveranității lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Cum să îmbin aceste două lucruri? Cred că este foarte, foarte important ca să înțelegem aceste lucruri. Probabil voi fiind cumva noi introduși într-o biserică baptistă reformată, nu-mi prea plac etichetele, dar eu, făcând schimbarea aceasta în teologia mea, în gândirea mea, sau corectarea aceasta, altfel spus, de tânăr sunt obișnuit să-mi spună lumea: a, tu ești calvinist, tu nu crezi în evangelizare. Este cea mai mare tâmpenie ca cineva să spună așa, pentru că a fi calvinist nu înseamnă altceva decât a crede în Evanghelia lui Hristos, care include porunca de evangelizare. Și istoria ne arată de altfel, și o să vedem lucrul acesta, că cei care au subscris la acest sistem teologic, cei care au crezut în suveranitatea lui Dumnezeu, au fost cei mai motivați oameni ca să vestească Evanghelia. Cei mai motivați în istoria bisericii au fost cei care au crezut cu certitudine în suveranitatea lui Dumnezeu, începând cu Apostolul Pavel și până în era modernă. Așa că vă invit, nu miercuri aceasta, vă invit și miercuri aceasta când e fratele Andrei, dar miercuri cealaltă, ca să studiem împreună acest lucru. După aceea ne-am uitat, și vreau să recapitulăm foarte repede, împreună la mesajul Scripturii. Ne-am propus ca să studiem într-un timp foarte, foarte scurt întreaga Scriptură și am privit de la Geneza și până la concluzia Vechiului Testament. Și în seara aceasta vreau să privim de la începutul Noului Testament și până în Apocalipsa, să vedem firul roșu care este trasat prin cuvântul lui Dumnezeu. Da? Domnul Iisus, la un moment dat, spune că toată Scriptura este despre El. Tot acest fir care există din Geneza și până Apocalipsa este un narativ care ne îndrumă să privim către Iisus Hristos și către Evanghelia Lui. Și am văzut împreună, dacă rețineți, și vă rog ca să aveți Biblia deschise, că lucrurile încep încă din Geneza, în Geneza 1 cu 1, unde Dumnezeu hotărăște ca să creeze acest univers și să ne creeze pe noi. Și am văzut că Dumnezeu nu face asta din alt motiv decât din dragoste. Din dragoste, și în dragostea Lui El vrea ca să se împărtășească pe El cu noi. El vrea ca slava Lui să fie văzută și noi să fim beneficiari acestei slave. Și am văzut că Biblia ne învață că în Dumnezeu nu este niciun lips. El nu are nevoie de ceva, El nu duce lipsă de ceva, El nu este singuratic, El este într-o stare de perfecțiune, de împlinire, El este desăvârșit și El este dragoste. Și în dragoste, Sfânta Treime a hotărât să creeze. A hotărât să creeze, da? Și a creat și pe Adam și pe Eva și ne-a creat pe noi pe toți, pe rasa umană. Și am văzut că am fost creați ca să fim într-un fel ca și Dumnezeu. Adică să avem chipul și asemănarea Lui, trăsăturile Lui. Să fim persoane, să avem dragoste, să avem intimitate, să avem relații și să reflectăm slava Lui.
Pentru că totul a fost creat pentru slava Lui, mai ales omul care este apogeul creaturii. Și Isaia ne învață în Isaia 43:7, pe toți cei ce poartă numele Meu, pe cei pe care I-am creat pentru slava Mea, pe cei pe care I-am modelat și I-am făcut. Am fost creați pentru slava lui Dumnezeu, da? Și în acest sens am fost creat ca să fim ca și El și să fim într-o relație cu El. Și am văzut că relația aceasta este o relație reală între Adam și Eva și Dumnezeu. Am văzut că între ei există o relație reală, unde comunică, unde există intimitate, da? I-a pus în grădina Edenului, într-un mediu absolut perfect, și acolo în grădina Edenului le-a spus ca să se bucure, pentru că tot ceea ce Dumnezeu a creat, a creat pentru ei, ca ei ca să guste din fructele care le-a creat, să se bucure de mediul în care erau și să simtă bine acolo și simțindu-se bine să glorifice pe Dumnezeu. Dar le-a dat și o poruncă. Le-a zis că există un pom care nu trebuie să fie atins. Un pom care ei nu au voie să mânce din fructul acela. Și le-a spus că această poruncă vine, această libertate de a face orice, dacă este încălcată, vine și cu o consecință. Și consecința a fost că în momentul în care vor mușca din acel fruct interzis, cu siguranță ei vor muri. Și așa s-a instaurat prima lege care Dumnezeu a dat-o omului. Prima lege care Dumnezeu a dat-o omului, da? Dumnezeu le dă libertate și Dumnezeu le dă și o lege, le dă și limite. După aia am văzut că în Geneza 2:25, Dumnezeu ne descrie starea de perfecțiune în care erau. Starea de relație unul cu altul și starea de relație cu Dumnezeu. Am văzut că în goliciunea lor, ei nu aveau niciun pic de rușine. Ei n-aveau niciun resentiment, ei n-aveau absolut nicio teamă, erau într-o stare perfectă. Dar această stare nu ține foarte mult și în Geneza 3 vedem că intră pe scenă un nou personaj. Satana, în formă de șarpe, vine și cu momiala lui, cu minciuna lui, Adam și cu Eva cad în această capcană, în minciuna Satanei și dau curs ispitei care Satana o aduce și vedem că Eva mănâncă din fruct și după aia îi dă soțului ei, care și el se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și mănâncă din acest fruct care Dumnezeu a zis că în acel moment cu siguranță vor muri. Au mâncat și ce se întâmplă? Spune Scriptura în Geneza 3:7, atunci li s-au deschis ochii și s-au dat seama că sunt goi. Și au cusut la oaltă frunze de smochin și s-au făcut învelitori cu ele. Păcatul intră în lume și păcatul intră în ei și păcatul corupe totul. Înainte erau liberi, acum sunt robiți păcatului. Înainte nu aveau nicio rușine, acum simt rușine și acum se acoperă cu frunze. Înainte am văzut că umblau cu Dumnezeu și acum vedem că Dumnezeu trebuie ca să vină și ca să le arate în ce stare au ajuns, întreabă: Adam, unde ești? De ce te ascunzi de Mine? Același Adam care umbla cu Dumnezeu prin grădina Edenului, acum se acoperă și se ascunde de fața lui Dumnezeu, da? Și păcatul am văzut că distruge nu doar relația lor cu Dumnezeu, dar și relația lor unul între altul. Ce zice Adam când Dumnezeu îl întreabă: ce ai făcut? Doamne, femeia care Tu mi-ai dat, ea este de vină. Eva nu știa cum să simtă în momentul acela. Bărbatul lui Eva până acel moment nu i-a mai reproșat nimic niciodată. Vă puteți imagina așa ceva, surorilor? Să ai un bărbat care toată viața lui să nu-ți reproșeze absolut nimic. Eva în momentul acesta primește primul reproș de la soțul ei. Relația lor de căsnicie s-a distrus din cauza păcatului. Și ce ar fi trebuit Dumnezeu să facă pentru răzvrătirea lor? Ar fi trebuit să facă exact ceea ce legea spunea. Să-i distrugă, să-i nimicească, ca să pogoare moartea și pedeapsa veșnică peste ei. Dar Dumnezeu nu le dă ceea ce merită. Nu le dă ceea ce merită și acționează cu milă și cu har. Dumnezeu promite în acel moment să zdrobească pe altul în locul lor.
să pedepsească pe altul și să judece pe altul, să dezlănțuie mânia lui, care este necesară, care Dumnezeu o simțea datorită păcatului, să dezlănțuie acea mânie asupra altuia și să o restrângă față de ei pentru acel moment. Vedem lucrul acesta că se întâmplă chiar în mijlocul pedepsei pronunțate asupra lor. Geneza 3, de la 14 la 19, avem trei pronunțări de judecată. Asupra șarpelui, asupra femeii și asupra lui Adam. Și în această judecată avem așa numită proto-evanghelium. Avem prima proclamare a Evangheliei. În mijlocul blestemului, Dumnezeu promite lui Adam și lui Eva că El va aduce o soluție pentru această problemă, pentru problema păcatului. Dumnezeu spune în felul următor: voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Este promisiunea lui Dumnezeu că El va trimite prin sămânța femeiei un mântuitor. Că acest mântuitor va fi lovit și va fi atacat și va suferi din pricina păcatului. Dar în cele din urmă El va zdrobi pe Satan și va cuceri păcatul și va cuceri moartea. Și în această esență, în acest sâmbure, avem prima mărturisire a Evangheliei pentru întreaga omenire. Dumnezeu, am văzut că nu doar le spune verbal această Evanghelie, dar le pictează și un tablou. Un tablou plastic și real. Ce face Dumnezeu? În Geneza 3:21, Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam și pentru soția sa și i-a îmbrăcat. Ce se întâmplă în acest act minunat? Dumnezeu îi dezbracă de frunzele lor și de încercarea lor de a-și acoperi păcatul prin propriile lor forțe, sacrifică un animal, îl omoară, da? Belește pielea de pe el și cu vărsare de sânge, cu sacrificiu, Dumnezeu îi îmbracă cu neprihănirea altuia, simbolic vorbind. Și practic le dă de înțeles că lucrul acesta se va întâmpla când vine acel mântuitor. Acel mântuitor va fi înjunghiat, sângele lui va fi vărsat, păcatul omului va fi dat la o parte și neprihănirea lui va fi îmbrăcată asupra omului. Și Adam și cu Eva înțeleg că doar nedăjduind în acest mântuitor și în actul care Dumnezeu va face față de om, pot fi mântuiți de sub osânda în care se află. Nu prin frunzele lor, nu prin încercările lor de a se ascunde de Dumnezeu, ci prin ceea ce Dumnezeu urmează să facă pentru ei. Din acest moment începe așteptarea. Adam și cu Eva încep și așteaptă Mântuitorul. Și tot Vechiul Testament este o anticipare acestui Mântuitor. Toată istoria Vechiului Testament așteaptă și în fiecare carte se pune întrebarea: oare a sosit Mântuitorul? Și fiecare carte a Vechiului Testament ne mai spune încă ceva și încă ceva despre acest Mântuitor care urmează să vină. Și toți cei care își pun încrederea în această promisiune a lui Dumnezeu, în acest miel care urmează să fie jertfit, sunt mântuiți. Și toți cei care încearcă să ajungă la Dumnezeu sau să-și rezolve problema păcatului prin propriile forțe, sunt osândiți. Am văzut că, începând cu Geneza 5, avem acea listă lungă de nume, de la Adam până la Noe. Și am văzut că Noe înseamnă cuvântul Noe, numele Noe înseamnă odihnă. Ne-am pus întrebarea dacă cei care au citit pentru prima dată despre Noe și au pus întrebarea: oare El este? Oare El este Cel care va aduce odihna care o căutăm? Și am văzut că Noe nu este. Pentru că știm că Răscumpărătorul este Iisus Hristos. Noe este încă un tablou. Dumnezeu pedepsește pământul și răzvrătirea oamenilor și aduce un potop. Dar totuși, prin hotărârea Lui, de har, îi spune lui Noe că a făcut un legământ cu el și că va izbăvi pe el și pe familia lui. Și toți ceilalți care sunt răzvrătiți nu cred și nu se încred în Dumnezeu și în soluția lui. O soluție care de altfel, pentru omenirea de atunci, părea aberantă. Ce problemă? Nu este ploaie. Ce corabie?
Ce avem noi nevoie de soluțiile astea, de bazmele acestea? Și când vine ploaia și când vine potopul, toți sunt nimiciți. Ci doar noi, prin credință, este salvat de Dumnezeu. După potop, vedem că răzvrătirea omului continuă. Vedem că încep oamenii să construiască un turn și la turnul Babel, din nou oamenii încearcă propria lor soluție. Ce zic ei? Să construim un turn și să ajungem la cer. Prin forțele noastre. Nu după cum Dumnezeu ne-a spus să ne apropiem de El, ci după cum noi vrem să ne apropiem de El. Dumnezeu a spus, răspândiți-vă în toată lumea, ei au zis, vrem să stăm într-un loc. Dumnezeu a spus că există o singură metodă de a ajunge la cer, o singură cale, și anume Mântuitorul, care El îl va aduce pe scena istoriei. Ei au zis că pot construi un turn. Dumnezeu din nou răstoarnă planurile lor, pedepsește pe om pentru păcatul lui, pentru răzvrătirea lui, și lucrurile merg tot așa. Răzvrătire și pedeapsă, răzvrătire și pedeapsă, da? Istoria poporului Israel este cam așa. Se duc în Egipt din cauza foametei, sunt duși după aia de faraon ca și sclavi. Dumnezeu îi scapă din robia Egiptului prin Moise. Și după ce Dumnezeu îi conduce prin Marea Roșie, vedem că îi aduce la muntele Sinai. Și aici Dumnezeu le dă legea. Este un punct culminant în istoria lor și este un punct important. Este momentul în care Dumnezeu le începe să le comunice deosebit de clar voia Lui. Spune, asta e legea mea, așa vreau ca să trăiți, dar din nou Dumnezeu le dă și mai mult, și mai multe detalii. Și le spune, n-aveți cum să împliniți legea aceasta. De aceea le dă un sistem sacrificial. Ca în fiecare an, marele preot să sacrifice pentru popor și ei, prin sacrificiile lor, să recunoască că n-au cum împlini legea și nevoie de vărsare de sânge. Nu că sângele mieilor ar spăla păcatele lor, ci credința care îi trece prin acest simbol, care transcende acest simbol, este cea mântuitoare. Când poporul Israel sacrifica animale, ei dădeau de înțeles că au înțeles mesajul lui Dumnezeu, că El va trimite un miel, că El va sacrifica pe Mântuitor. De-a lungul istoriei, vedem că poporul Israel se răzvrătește de multiple ori împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi pedepsește, îi corectează pentru păcatul lor. Pentru că Dumnezeu este un tată bun și iubitor, dar nu îi abandonează niciodată. Oricât de răzvrătiți, și au ajuns așa de răzvrătiți că Biblia îi descrie la un moment dat mai răzvrătiți și mai păcătoși decât păgânii. Și Dumnezeu nu îi leapădă. Și nu îi abandonează, dimpotrivă. Cu fiecare carte a Scripturii vedem că El își înnoiește legămintele față de ei. Promisiunile Lui devin mai fantastice față de poporul Său ales. În vremea lui Samuel, vedem că poporul cere un împărat. În ciuda faptului că el aveau pe Dumnezeu ca și împărat. Citiți acasă 1 Samuel 8. Și Dumnezeu din nou îi judecă și le dă un împărat rău, să simtă ceea ce înseamnă să fii sub conducere omenească. Dar și aici vedem că Dumnezeu le face încă o nouă promisiune. Le spune în 2 Samuel 7 că El va ridica într-adevăr un împărat peste poporul Său. Dar acest împărat va fi după inima sa, va fi din casa lui David și acest împărat va împărăți, va domni veșnic peste poporul ales al lui Dumnezeu. Ce ne spune Biblia despre acest împărat? Ne spune că va fi născut dintr-o fecioară. Isaia 7 cu 14 am văzut acest lucru. În Mica 5 cu 2 ne spune că va fi născut în Betleem. Ne spune că va face mari minuni în Isaia 35. Ne spune că va suferi pentru păcatele noastre. Isaia 5, 2 și 53. Și toate acestea s-au întâmplat în Vechiul Testament ca Dumnezeu să descopere în mod progresiv planul Său de mântuire. Și odată cu sfârșitul Vechiului Testament, începe o așteptare în tăcere cumplită. Sute de ani în care Dumnezeu nu mai spune nimic. Până când, pe scena istoriei, apare Ioan Botezătorul. O voce, un glas care strigă în sălbăticie, care pregătește calea pentru unsul Domnului și începe Noul Testament. Începe era în care Dumnezeu urmează să împlinească toate aceste promisiuni care de mii de ani
au fost promise copiilor lui. La împlinirea timpului, la împlinirea vremii, Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, să fie născut din Fecioara Maria în Betleem, după Scripturi. Mii de ani după promisiunea din grădina Edenului, momentul în sfârșit a sosit. Momentul în care promisiunea acelei întâi Evanghelii vestite a lui Dumnezeu se întâmplă și se împlinește. Iisus vine, așa cum știm, și trăiește o viață perfectă, desăvârșită. Împlinește toată legea. A făcut mari minuni ca să dovedească tot ceea ce a spus despre El, a vestit Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a vestit-o tuturor, celor pierduți, celor sărmani. Dar în loc ca poporul lui Dumnezeu să îmbrățișeze pe acest Mesia, să îmbrățișeze soluția care Dumnezeu le-a promis-o încă din grădina Edenului, cei mai mulți și mai ales fruntașul poporului Israel l-au condamnat și au cerut ca să fie trimis la moarte. Și Biblia ne arată cum ei, împreună cu domnitorii Imperiului Roman care erau asupra lor, l-au condamnat și l-au executat pe Domnul Iisus Hristos și l-au omorât pe cruce. Să împlinească din nou Scriptura care ne spune că urma ca să fie dus la o moarte și o moarte pe lemn, pe cruce. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel fără păcat, a fost trădat de cei pentru care El a venit ca să moară pentru ei. Da? A fost trădat, a fost arestat, batjocorit, bătut și în cele din urmă crucificat de acești oameni. Aici avem, de altfel, punctul focal al întregii istorii. Rolul creației este acesta. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Din grădina Edenului, toată istoria anticipează acest moment. Toată istoria așteaptă acest moment. În grădina Edenului am văzut că omul l-a trădat pe Dumnezeu și s-a răzvrătit împotriva lui și această răzvrătire a dus la distrugerea omenirii. Și acum, la Golgota, la cruce, prin aceeași răzvrătire, și asta este frumusețea și ironia felul în care Dumnezeu lucrează, prin aceeași răzvrătire, ba mai mult printr-un act cu atât mai urât, Dumnezeu lucrează mântuirea credincioșilor. Simbolistica care există aici între Eden și cruce este absolut magnifică, dacă stai ca să o privești și să o admiri. Rețineți și uitați-vă dacă este nevoie ca să vă amintiți în Geneza care a fost blestemul față de Adam. Ce a spus Dumnezeu lui Adam? Spini și mărăcini îți va da pământul. Și Hristos vine și ia asupra lui o coroană de spini ca să poarte blestemul lui Adam, blestemul nostru, pe cruce, asupra capului său. Știți ce s-a întâmplat? Imediat după ce Domnul Iisus a murit în templu, deschideți la Matei 27 cu 51. Și iată că perdeaua, draperia, era o perdea, o draperie în templu, a fost despicată în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat. Stâncile s-au despicat. Rolul acestei perdele, acestei draperii în templu, era ca să separe pe om de Dumnezeu, în mod simbolic vorbind. Deci ea se afla acolo ca omul să nu poată să pătrundă în Sfintea Sfintelor. Știți ce era pe acea perdea? Ce se găsea pe acea perdea? Deschideți în Exod 26 cu 31, Scriptura ne spune în felul următor: să faci o perdea, o draperie din fire de culoare albastră, purpurie și cărămizie și din fire de in subțire răsucit, cu heruvim brodați pe ea cu măiestrie. Când a fost dat afară Adam și cu Eva din grădina Edenului, rețineți ceea ce s-a pus la intrare în Eden ca să separe pe om de Dumnezeu? Heruvim cu o sabie de foc, ca nu cumva să se întoarcă și să meargă la pomul vieții. Și odată cu venirea Domnului Iisus Hristos pe cruce, să rupe perdeaua, heruvimii sunt dați la o parte și omul
are acces prin credință în Iisus Hristos la Dumnezeu. După aceea, Hristos a fost îngropat. După moartea Lui, vedem că El 3 zile zace mort în mormânt, după Scripturi, până în acea dimineață în care piatra în sfârșit a fost dată la o parte și lumea întreagă a văzut că Hristos într-adevăr a înviat din morți. Lumea întreagă a văzut că El este viu. Fiul lui Dumnezeu, mielul divin, promisiunea lui Dumnezeu împlinită din grădina Edenului, a triumfat peste păcat cum Dumnezeu a spus că va triumfa. A călcat peste Satana cum Dumnezeu a spus că va călca. A triumfat peste moarte. Și după ce a înviat, timp de 40 de zile, ne arată Scriptura că s-a prezentat multora și a arătat prin multe dovezi că El este Mesia, că El este Cel care a murit pentru păcatele celor care se încred în El, că El este Cel care a fost înviat și El este Cel care va mijloci pentru credincioșii lui Dumnezeu. Timp de 40 de zile s-a prezentat multora și le-a spus că El urma ca să se întoarcă la Tatăl, dar le-a încredințat o mare misiune celor care L-au urmat, celor care au crezut în El. Cea mare misiune care o aflăm în Matei 28, cunoscută ca și Marea Trimitere. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel: toată puterea, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. La 10 zile, după înălțarea Lui, la cinzecime, la Pentecost, Dumnezeu a dat Duhul Sfânt ucenicilor. Și ei au început ca să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Asta a fost scopul coborârii Duhului Sfânt. Ca să instaureze biserica și ca biserica, prin puterea Duhului Sfânt și prin vestirea Evangheliei, să ducă cuvântul până la marginile pământului. Și au început să vestească și oamenii au venit la credință și la pocăință în Iisus Hristos. Ei au spus lumii că Iisus este împăratul de drept acestei lumi, care va veni într-o zi să judece pe toți cei ce s-au răzvrătit împotriva Lui și împotriva Lui Dumnezeu. Dar că acest Iisus Hristos este un împărat bun și milos, care dă iertare tuturor ceea ce se încred în El. Toți cei care abandonează orice sentiment de autosuficiență, orice încercare de a scăpa altfel și își pun încrederea deplină în lucrarea completă a Mântuitorului care Dumnezeu L-a adus, vor fi mântuiți. Și pentru acest mesaj, pentru această Evanghelie, pentru aceeași Evanghelie care de altfel este în Scriptură încă din Geneza, care Hristos a împlinit-o pe cruce, care Hristos a împlinit-o învind și fiind ridicat la ceruri și mijlocind pentru noi, pentru această veste bună, ucenicii au fost persecutați, au fost huliți, au fost bătuți, au suferit pierderi materiale, dar au și avut o bucurie nespusă de a vedea pe mulți care au fost mântuiți, smulși din iad, prin puterea Evangheliei lui Hristos. Și asta, dragilor, s-a întâmplat de-a lungul celor peste 2000 de ani de istorie. În fiecare generație, ucenicii adevărați al lui Hristos își sacrifică viețile ca să ducă Evanghelia până la marginile pământului, chemând oameni la pocăință și la credință în Iisus Hristos. Și cei care nu fac aceasta nu sunt ucenicii lui Hristos. Sunt impostori. Mai ales în societățile în care trăim noi, unde aproape că este la modă ca să fii creștin. Este normal ca să fii creștin. Creștinii adevărați s-au sacrificat viața, averile, timpul, tot ceea ce au avut, ca să ducă la împlinire această mare trimitere. Această veste bună, această Evanghelie, cum o cunoaștem, este una de milă și de iertare. Dar știm că Biblia nu se concluzionează doar așa, ci Biblia ne arată
că această veste bună și această grațiere nu ține o veșnicie. Vine o zi în care Dumnezeu va judeca lumea pentru faptele ei, în care mila lui Dumnezeu se oprește. Apocalipsa 20, la versetul 11. Apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au dispărut din prezența lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morții mării mari și mici stând înaintea tronului. A fost deschise niște cărți și a fost deschise și o altă carte, care este cartea vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți. Marea i-a dat pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților i-a dat pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, acest iaz de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și după această judecată ne arată Sfânta Scriptură prin Ioan în Apocalipsa că se va instaura un cer nou și un pământ nou. Apoi, zice Ioan în Apocalipsa 21, la versetul 1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și spunând, iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus. Cel ce ședea pe tron a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. A mai zis, scrie pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a terminat. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Ați văzut unde am ajuns? La concluzia Scripturii. Am ajuns din nou în grădina Edenului. Dar o nouă grădină, un cer nou, un pământ nou, unde și noi vom fi noi, vom fi glorificați, fără spin, fără plâns, fără păcat, din nou în sfârșit răscumpărați, din nou în sfârșit cu Dumnezeul nostru pentru veșnicie. Asta este de altfel firul roșu care străbate toată Biblia. Începând cu Geneza și mergând până în Apocalipsa, este narativul Domnului nostru Iisus Hristos. Este narativul slavei lui Dumnezeu. Este un teatru minunat prin care Dumnezeu a hotărât ca să-și arate slava Lui. Prin răzvrătirea noastră, prin răscumpărarea lui Iisus Hristos, prin toată istoria care El a așezat-o în așa fel încât El să fie glorificat. Ca să ne aducă pe noi, cei care nădăjduim în El, împreună cu El pentru veșnicie, pe noul pământ, în noua grădină, în noua cetate, unde nu vom mai putea ca să rătăcim niciodată, unde nu va mai fi păcat, unde nu va mai fi suferință. Și asta este Evanghelia, care începe în Geneza și se termină în Apocalipsa. Și ea are pentru noi câteva lecții esențiale când vine vorba de evangelizare, care aș vrea ca să fie concluzia noastră în această seară. Aș vrea să fie și câteva dintre motivele pentru rugăciune. 1. Scopul tuturor lucrurilor este să aducă slavă lui Dumnezeu. Scopul creației, scopul istoriei, inclusiv scopul satanei, păcatului, pedepsei, judecății, toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu ca să aducă slavă Lui. Putem ca să vedem aceste lucruri în Sfânta Scriptură peste tot. 1 Isaia 43 cu 7 sau 1 Corinteni 10 cu 31 sau Coloseni 1 cu 16. În mod ultim, tot ceea ce se întâmplă
Și tot ceea ce trebuie noi să facem, tot ceea ce există, trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. Toate lucrurile, până la urmă, vor servi pentru slava lui Dumnezeu. Spune Biblia că și vasele de ocară, care El le-a răbdat cu atâta răbdare, vor servi spre slava lui Dumnezeu când în dreptatea Lui le va nimici în acea zi. Totul servește pentru slava lui Dumnezeu. 2. Noi suntem chemați ca să evangelizăm pentru că Dumnezeu, ne arată Scriptura, este evanghelistul suprem. El este Cel care a venit cu soluția și El este Cel care s-a revelat ca și fiind soluția încă din grădina Edenului. Și în fiecare generație, Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu a vestit această evanghelie. A făcut-o prin proroci, a făcut-o prin apostoli și o face astăzi prin biserica Lui. El este evanghelistul suprem. Dumnezeu este Cel care se descoperă, Cel care s-a revelat, Cel care are milă de păcătoși. Și noi suntem chemați ca să fim împreună lucrători în această mare misiune. Noi suntem chemați să fim instrumente în mâna Lui. El este maestru, noi suntem instrumentele. Biserica este instrumentul prin care El a hotărât să ducă această misiune până la capăt. Dacă faci parte din biserică, ești implicat în această misiune. Și dacă nu ești implicat în această misiune, nu faci parte din Biserica lui Hristos. Este așa de simplu. Dacă nu ești implicat în evangelizare, nu faci parte din Biserica lui Hristos. 3. Trebuie să înțelegem că noi avem această onoare și avem această responsabilitate ca să evangelizăm. Să înțelegem, ca și Apostolul Pavel, că noi suntem datori ca să o facem. Noi suntem datori să ducem Evanghelia tuturor neamurilor, toți din jurul nostru, toți cunoscuții de aproape și de departe. Vedem lucrul acesta peste tot în Sfânta Scriptură. Puteți citi acasă Matei 4 cu 19 sau Marea Trimitere din Matei 28, Fapte 1 de la 7 la 8, 2 Corinteni 5 cu 16 până la 21, 2 Timotei 4 cu 5. Peste tot în Noul Testament ni se spune odată și încă o dată și încă o dată: vestiți Evanghelia tuturor oamenilor. Asta este responsabilitatea noastră. Evangelizarea pentru adevărata Biserica lui Hristos nu este ceva opțional. Evangelizarea pentru credincios nu este ceva electiv. Este o poruncă și este o onoare. Este o datorie și este o bucurie. Este datoria noastră să ne sacrificăm viața pentru a vesti această mântuire glorioasă și este o bucurie ca să o facem. În zilele acestea, și cu asta vreau să închei, am avut foarte multe discuții, mai ales cu fratele Cristi, despre ce înseamnă o biserică moartă. Un lucru este clar, poți ca să dezbați foarte mult pe foarte multe texte ce înseamnă o biserică moartă. Dar dacă vrem să tragem linia și concluzia din Scriptură și din ceea ce am învățat până aici, o biserică care nu evangelizează este o biserică moartă. O biserică care nu face ucenici este o biserică în care nu sunt ucenici. O biserică care nu spune la alții despre Hristos este o biserică care nu-L cunoaște pe Hristos. Nu putem, frați și surori, să pretindem că suntem ucenicii Lui și să stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care ne-a fost dată nouă în dar și față de blestemul așa de mare care încă zace peste toți cei din jurul nostru. Și noi să stăm bine și mersi, că lucrurile sunt bune, că ascultăm predici, că cântăm cântări, că venim la studiu. Este datoria noastră, este onoarea noastră și este bucuria noastră să fim unelte în mâna Dumnezeului nostru suveran, prin care El să-și îndeplinească planul, prin care El să vestească Evanghelia tuturor oamenilor, prin care El să aducă la El pe toți copiii Săi, să strângă sub aripile Lui, cum își strânge cloșca puii. Să aducă într-un loc toată biserica Lui, toți aleșii Lui, toți copiii Săi, toți cei care se încred în El. Și El, așa cum ne învață și reformatorii, El este Cel care rânduiește și finalul lucrurilor și metodele prin care se aduc în realitate acest final. Și ce lucru glorios este să fii rânduit de Dumnezeu,
să fie o unealtă în mâna Lui, o metodă prin care El își îndeplinește planul. Să fii folositor lui Dumnezeu. Nu-mi pot imagina un scop al vieții mai frumos și mai glorios decât să fim unelte în mâna lui Dumnezeu și împreună lucrători pe câmpul Evangheliei. Amin.